Puneți-vă puțin în pielea noastră, să fii prezentator după un astfel de moment și să încerci să-ți legi cuvintele, dar mai ales să găsești cuvintele, să-i feliciți pe domnii ăștia. Domnilor, bună dimineața, bine ați venit, bine ați revenit la Neața. O plăcere să vă văd șpițați, cum se zice la noi, în Banat. Cel mai mare grup vocal din Republica Moldova s-a cântat live 100% în platoul de la Neața. Așa, voci mai rar pe Marcel Roșcat, tenorul, știți un pic mai bine pentru că l-ați văzut și anul trecut la X Factor, Vitalie Nicolae, Vitalie Rusu, celălalt tenor, Ghenadi, Constantin, Andrei și Iurie. Sunt domnii care se numesc Vocifera și care au treabă multă în România. Acum, știți că tot timpul v-am întrebat cine e liderul și cine vorbește. V-ați hotărât? Până la... Să vin acolo. Am înțeles. Bine, domnul Roșca. Știți cum e. Da, nu arăt, nu, arăt sărăcuț așa pe lângă dumneavoastră. Ne dezbrăcăm noi. Nu, 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 rămâneți așa. Ia microfonul ăsta, Marcel. Da. Bună dimineața, încă o dată. Încerc să... Na. O lungesc cât pot ca să treacă emoțiile astea și în fața televizorului, sunt convins, s-au întâmplat lucruri, pentru că mă uitam în ochii doamnelor care se află la Neața și au fost, nu vezi că tac toate, de obicei mai vorbesc, mai își dau coate, mai nu știu ce de data asta. A fost bine, nu? Ce faceți în România? Cât stați? Cum e Crăciun? Nu stăm foarte mult în România. Mâine ne întoarcem înapoi în Republica Moldova. Am venit pentru că avem un spectacol la Călăraș. Am venit cu mare drag la voi. Ne-am amintit puțin din emoțiile pe care le-am avut 2 ani în urmă când am fost la voi. Ne-am amintit și de X Factor, zic eu. Ne-am amintit și că mâine e finala, poate cu un pic prea repede, jucăm finala X Factor. 7 anul ăsta o finală internațională, mai internațională. Ai zis de parcă ar fi o nuntă. În alți ani, da. Ce ați mai făcut în anii ăștia de când v-am văzut, anul ăsta de când nu te-am văzut pe tine? Noi am lucrat până la un moment dat, am făcut o pauză, să zic așa, după care am reluat activitatea într-o nouă formulă și cu o altă denumire. V-ați făcut o pagină pe Facebook, pe Instagram? N-am reușit să lucrăm la capitolul ăsta pentru că nu am, încă nu ne-am relansat, nu am făcut public. Bine, acum cumva te-a văzut o țară întreagă, da. Sau cel puțin două țări te-au văzut, da. Încă n-am reușit să facem o relansare, dar urmează acest lucru și am reluat activitatea, suntem în plină forță. Ceea ce îmi face decât să ne mulțumesc. Domnii de la Vocifera, până o să-și facă ceva pagină online, ca să știți unde-i găsiți, îi prindeți la Călăraș în această seară, pe la 6, am înțeles că intrați pe scenă. Dacă sunteți de acolo sau din împrejurime, ar fi plăcut să-i prindeți în București, pentru că nu se compară emoția din fața televizorului cu emoția pe care o simți când domnii ăștia cântă live la 2 metri de tine. Vă doresc ca măcar o dată să aveți șansa să-i ascultați, dincolo de vocile astea minunate și perfect armonizate, cum ar zice Brenciu, au și niște caractere și niște suflete pe care merită să le cunoașteți. De vă vor lăsa, pentru că știți, bunul simț în partea aia de lume, în Republica Moldova, este unul greu de găsit prin alte zone. Domnilor, vă mulțumim tare mult, să aveți un Crăciun îmbelșugat, sărbători luminate și un an 2018 care să vă linieze acolo unde vă e locul. Vocifera, de căutat, de gândit. Vă mulțumim mult de tot încă o dată. Și noi vă mulțumim. În bucătărie.